Catedrala Sfântul Spiridon, nou paraclis patriarhal din capitală, are începând de astăzi un nou preot slujitor. Arhidiaconul Iulian Roșu a fost hirotonit preot de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Deși astăzi a fost o zi obișnuită din cursul săptămânii, pentru clericii și credincioșii de la Catedrala Sfântul Spiridon Nou a avut o semnificație deosebită. Sfânta liturghie a fost oficiată în lăcașul de cult de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, arhidiaconul Vlad Iulian Roșu a fost hirotonit preot. La Sfânta liturghie au participat preoți și diaconi din cadrul administrației patriarhale și al centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul rostit, preasfinția sa l-a felicitat pe noul preot și a vorbit despre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Evanghelia de astăzi se referă la două porunci și anume la aceea de a nu jura strâmb. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu juri strâmb. Eu vă zic însă să nu vă jurați nici pe cer, pentru că este tron al lui Dumnezeu, nici pe pământ, că este așternut picioarelor sale, nici pe capul vostru să nu vă jurați, pentru că nu puteți să faceți nici măcar un fir de păr alb sau negru. Mântuitorul ne arată cât de important este în viața noastră ca în orice împrejurare să mărturisim adevărul, fără a fi necesar de jurăminte pentru a întări afirmațiile pe care le facem. Deci întotdeauna să ne raportăm la Dumnezeu, care ne spune că la judecata de apoi fiecare dintre noi va da seama pentru fiecare cuvânt pe care l-a rostit în viața de pe pământ. Evanghelia de astăzi ne arată că întotdeauna trebuie să ne călăuzim după Evanghelia lui Hristos, care este adevărul și viața, și întotdeauna să spunem ceea ce este da și lucrurilor cărora trebuie să le spunem un nu hotărât. A doua poruncă a fost să nu stăm împotriva celui rău. Și dacă cineva ne lovește peste un obraz, să-i întoarcem și celălalt. Dacă cineva, jefuindu-ne, va dori să ne ia haina, noi să-i dăm și cămașa. Sigur că pare absurd, dar făcând lucrul acesta, arătăm că Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, pe care noi mărturisim că ne orânduiește viața în lumea aceasta, este cu adevărat lucrătoare în viața noastră. Unii au spus că creștinii, creștinismul, suferă astăzi de atât de cumplite persecuții, tocmai din cauza bunătății și a cererii Domnului de a întoarce obrazul celui care ne chinuie, ne persecută și pe celălalt. Catedrala Sfântul Spiridon Nou a fost construită în perioada 1852-1858 și este clasată ca monument istoric de categoria A.